Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu lumea noastră interioară, între mit și știință. Astăzi, alături de invitata mea permanentă, vă invităm la o incursiune în lumea minții, să vedem ce se întâmplă acolo în universul nostru interior, să vedem ce putem descoperi, cum putem îmbunătăți pentru a avea o calitate a vieții mult, mult mai bună decât cea pe care o avem în prezent. Dacă ține de dezvoltare personală, vom afla astăzi alături de... Luciana Goie mă numesc, sunt lector universitar la Universitatea din Pitești și îmi face deosebită plăcere să vin de fiecare dată aici alături de voi și de Alexandra. Mulțumim pentru că acceptați, ne bucurăm. Și tema de astăzi este una foarte generoasă. O temă care poate să fie abordată din diverse perspective, atât psihologic, spiritual și din perspectiva neuroștiințelor și biologic și din toate punctele de vedere. Te poți referi la minte, la mintea umană, da? Și diverse tradiții spirituale s-au ocupat de minte ca fiind principala sursă a suferințelor noastre. De exemplu, budiștii așa o consideră. Buddha, de exemplu, spune că noi devenim ceea ce gândim. Noi suntem cumva o sumă sau un produs, nu o sumă, un produs al gândurilor noastre din trecut și în același timp gândurile pe care le avem astăzi, nu numai gândurile, tot ceea ce este asociat gândurilor, adică stările, emoțiile și de aici acțiunile și comportamentele noastre, toate acestea ne vor determina ceea ce vom fi pe viitor. Deci, cumva, cam totul se află în această minte pe care noi o localizăm în creier. Acum, bine, sunt și diverse abordări care vorbesc de acei neuroni care se află în intestin, de exemplu, sau în inimă, sau, da, și care și ei creează stări emoționale, deci nu totul ar veni tocmai din creier, dar haideți să ne rezumăm la minte așa cum o cunoaștem noi sau reprezentările pe care, comune, pe care și le fac oamenii despre minte, când spun minte. Am putea să spunem că avem un corp fizic și mintea ca și energie și mintea noastră se poate manifesta prin intermediul creierului, poate primi informații prin cele cinci simțuri și poate să se exprime verbal sau prin acțiune? Da, da, sigur. La modul acesta, dacă o luăm. Dar dincolo de acestea, așa cum spuneam, sunt și alte zone ale corpului în care putem să localizăm, nu știu dacă mintea, e un concept greu de definit această minte, dar putem să le localizăm ca fiind zone sau surse ale unor stări emoționale pe care le avem, iar aceste stări emoționale atrag gânduri. Percepția comună, una dintre percepțiile comune este că noi producem aceste gânduri, că ele vin cumva din interiorul nostru. Sunt unele abordări care spun că nu ar fi așa neapărat, ci că aceste gânduri, mai ales cele repetitive și cele care sunt comune multor oameni, fac parte din ceea ce se numește inconștientul colectiv. Adică au un fel de structură energetică, o aparență energetică, să spunem, ca o entitate de tip energetic, care va fi atrasă în rezonanță cu anumite emoții ale noastre. Adică, mie, de exemplu, mi s-a întâmplat de multe ori să verific această afirmație, cum că mai întâi am starea după care îmi vin anumite gânduri, ceea ce ar fi cumva opus a ceea ce spunem unele abordări psihologice, că mai întâi am gândurile după care vine emoția. Este foarte adevărat și așa, deci se poate, lucrurile acestea sunt cumva ca o roată, așa, se determină una pe cea, ca un perpetuum mobile, că nu se termină niciodată. Da, și se determină unele pe celelalte.
Și este foarte adevărat că și gândurile noastre determină stările emoționale, ceea ce duce la eficiența unei metode despre care o să vorbim puțin mai târziu, și anume aceea de reprogramare mentală, adică prin anumite afirmații sau gânduri pe care tu ți le cultivi în mod conștient, poți să-ți produci anumite stări emoționale, iar stările la rândul lor să determine comportamente de un anumit tip sau aceleași comportamente pe care le faci zilnic să le faci dintr-o cu totul altă energie și să aibă alte rezultate. Putem să zicem că aceste gânduri ale noastre sunt, au o graniță, au o sferă în care trăiesc sau ele pur și simplu fuzionează cu gândurile tuturor? Asta mi-e greu să spun, dar este clar că sunt anumite gânduri, aș spune foarte multe, nu știu dacă chiar toate, care nu sunt numai ale noastre. Deci le întâlnim la foarte mulți oameni, deci ele sunt comune tuturor, mai ales gânduri despre anumite evenimente sau stări sociale. Gânduri, iată cum ar fi fricile colective. Da, acestea clar sunt colective, nu sunt individuale. Dar și fricile individuale, de exemplu frica de a nu fi acceptat, o întâlnim la toți oamenii, este universal valabilă. Dar este adevărat că într-o proporție mai mare sau mai mică. Adică sunt oameni care pot să nu intre în rezonanță cu gândul și cu starea aceasta. Da? Dar ea cumva această stare, aceste gânduri plutesc așa ca într-un înveliș al planetei Pământ, da? Și ființează de, nu aș putea să zic de când, probabil de când lumea, când nu au apărut acum, evident, și dintotdeauna, din ceea ce știm noi până acum, cel puțin oamenii, au avut frici, au sentimente de vinovăție, de rușine, deci ceea ce considerăm noi a fi general uman, general valabil, omenesc, ceea ce ține de omenesc, omenescul ființei. Deci toate aceste lucruri le avem în interiorul nostru, sentimente, gânduri, și în momentul în care întrunesc anumite condiții exterioare, pot să apară, nu? Evident, și condițiile exterioare, la ce te referi când spui condiții exterioare? Nu știu, poate un caz în momentul în care manifestă o frică în raport cu, nu știu, cu o persoană. Da, noi am mai discutat despre emoții când am vorbit de emoțiile umane și darurile lor și spuneam că facem diferența între o frică care este rezultatul unei acțiuni concrete, adică se întâmplă ceva amenințător în mediu și este firesc, ține de instinctul nostru cu care ne naștem și evident că l-au toți oamenii, și alta este o frică inconștientă, o îngrijorare, o anxietate cu care trăim tot timpul și care nu are neapărat legătură cu ceva ce se întâmplă în exterior, ci ține de noi, de ființa noastră, și e localizată undeva în corp. Dar aceste gânduri, când suferă o modificare, de exemplu, există foarte multe persoane depresive care nici măcar nu au instinctul acela normal, firesc, de teamă în raport cu, nu știu, pierderea corpului fizic, cu moartea, de exemplu. Nu? Și atunci ajung să-și facă rău. Se poate ajunge, ceea ce spui tu, în cazuri din astea de împietrire emoțională, adică pur și simplu ca și cum ai înghețat, frozen se mai numește, ai înghețat, este o emoție atât de puternică pe care poți să o retrăiești, poate ai trăit-o cândva și acum o retrăiești, încât îngheți și nu mai simți nimic. Adică nici nu te mai poți apăra, nici măcar reacția asta de luptă sau fugi. Stai și ești blocat pentru că este prea intens ce ți se întâmplă și nu poți procesa. Exact cum ai dat la un calculator, ai deschis un program și procesorul e prea slab sau nu poate, s-a blocat, nu mai face nimic. Da? Și am putea găsi o soluție dacă am luat această persoană și am băgat-o într-un mediu, nu știu, pozitiv, cu energie de acțiune constructivă, da. Ca să zicem. Ar fi o soluție? Mediul ajută foarte mult. Mediul poate să și determine suferințe, dar și să aline suferințe. Oamenii,
toți cei din jur au această capacitate și această influență asupra semenilor lor, evident. Da. Eu ce aș vrea, așa, dacă e tot să o luăm cu începutul, vorbind de această programare mentală, mai ales că, iată, titlul nostru este Sunt ceea ce cred că sunt, adică cumva imaginea pe care o am eu în minte despre mine și care îmi formează destinul până la urmă, da? De unde provine? Cum ajungem să avem astfel de programări? Sigur că cred că prima dată toată lumea se duce cu gândul în copilărie, că de acolo vin toate programele noastre și tot ce avem. Aici am exagerat când am zis tot ce avem, pentru că tocmai vreau să spun că mai vin unele și mai din spate, din viața intrauterină, și mai vin altele și mai din spate, ceea ce moștenim pe linie transgenerațională și, cum se spune și în religie, că până la 7-a generație se transmit păcatele, eu le-aș pune în ghilimele, traumele, evenimentele neprocesate, ascunse, o să vedem noi. Toate acestea se transmit și formează niște programe pe care copilul le poartă cu el toată viața, dacă nu cumva și le conștientizează și le rezolvă între timp, pentru că cumva ce nu au reușit să rezolve părinții, bunicii, rezolvă urmașii lor, le revine această sarcină, da? Să continue povestea până când va găsi o soluționare, de obicei prin iertare și prin detașare. Eu aș începe, nu știu, hai să începem cu cel mai din spate lucru, cu aceste moșteniri transgeneraționale care ne programează să ne comportăm într-un anume fel, să simțim anumite lucruri, să repetăm chiar anumite scenarii, anumite povești de viață. Dacă e să ne consultăm arborele genealogic, o să observăm cu stupoare că poate și bunicul sau bunica sau vreun străbunic a trăit o poveste destul de asemănătoare cu a noastră, cel puțin într-un segment al vieții. Și putem să sezizăm că, într-adevăr, există niște asemănări și el a sfârșit într-un anume fel sau poate o boală incurabilă, așa numitele boli, da, care se moștenesc, boli genetice, boli moștenite, sau predispoziția lor se moștenește și dacă gena este activată de anumite condiții de mediu sau din mediul tău interior, fizic, psihic și emoțional, atunci gena se va activa și se va declanșa boala. Altfel nu. Dar noi purtăm prin aceste gene, e adevărat, toate suferințele strămoșilor noștri. Acum nu știu dacă chiar toate, pentru că unele, fiecare dintre noi moștenim o anumită parte, alte părți le moștenesc frații noștri, verișorii, adică ne împărțim și noi poverile, nu le avem noi chiar pe toate. Da? Ne revine o parte și pentru asta, atenție, ni se dau și abilitățile necesare și talentele și calitățile ca să le putem rezolva. Nu întâmplător avem acea problemă, pentru că de asta ni se dau și instrumentele necesare. Noi avem cumva la îndemână aceste lucruri. Și simplu fapt că simțim o pasiune sau o atracție spre un anume domeniu al vieții. Da? Dacă n-am simțit acest interes, această pasiune, nici n-am putea să rezolvăm acea problemă. Putem să dăm exemplu, iată, o traumă sexuală. Da? Dacă este ceva moștenit sau poate chiar ceva ce s-a întâmplat în viața curentă a individului, brusc va simți o atracție tot timpul spre genul acesta de activități, va căuta să afle mai mult, va avea o curiozitate sporită să afle, să știe, să experimenteze, tocmai pentru a-și rezolva problema. Da? Și aceste moșteniri, printre altele, mai pot fi cauzate și de așa numitele secrete de familie. Adică, atunci când bunicii, străbunicii, cineva din neam au făcut un act reprobabil, nu știu, poate un viol, poate au ucis pe cineva, inclusiv în război, crimele din război, să știți că au consecințe foarte grave asupra urmașilor. Spune Bert Hellinger că el a construit această
metoda constelațiilor familiale și a lucrat și practic, spune că poate să determine boală psihică la urmași. La urmași, da. Iar și incestul, sunt unele estimări care spun că, iată, strămoșii, chiar până la, să zicem, generația bunicilor sau un pic mai în spate, aproape una din șase familii, într-una din șase familii se întâmpla un incest, adică era ceva atât de normal. Și noi nu știm lucrurile acestea, habar n-avem. Asta spun cei care au studiat acum și au creat acum. E mai veche metoda Recall Healing, care iarăși se ocupă de vindecarea bolilor din perspectiva aceasta a moștenirilor transgeneraționale, cu rezultate concrete de vindecare de boli în momentul în care se scoate la iveală un secret sau se spune, se echilibrează ceva, se iartă o situație în neam undeva și se vindecă copilul. Și asta se întâmplă și în constelațiile familiale ale lui Bert Hellinger. Este foarte interesant că noi nu știm aceste lucruri și poate că, sau tocmai datorită faptului că nu le știm, suntem condamnați să le purtăm mai departe. Orice lucru care este ascuns, este în întuneric, el este în stare de umbră, iar umbra ne afectează. Fie că recunoaștem sau nu existența ei, pentru că mulți spun, dar nu există așa ceva, nu e adevărat. Tot te afectează, doar că nu o să știi de unde. Și practic noi suntem programați de aceste lucruri și momentul în care noi scoatem la lumină, adică la ce lumină? La lumina conștiinței, adică le conștientizăm, le spunem chiar, recunoaștem, poate cineva din neam, nu știu, o bunică care a ascuns faptul că a făcut un copil din flori, să spunem, n-a știut nimeni, l-a adus undeva, l-a dat de suflet. În momentul în care vine și spune în fața tuturor acest lucru, pur și simplu se echilibrează lucrurile. Chiar îmi spunea cineva care a asistat la și a făcut un astfel de curs de Recall Healing, cum era un copil cu ADHD și chiar bunica lui a avut o astfel de experiență și a venit și a recunoscut. Mă rog, și între timp, culmea, chiar în ziua aia, copilul ei pe care îl dăduse de suflet a zis că vrea să o cunoască pe mama. El era dat undeva spre adopție, se știa cine este mama și au venit, s-au și cunoscut și era mare, avea vreo 20 de ani. Secretul a fost scos la lumină și în momentul ăla copilul nu s-a vindecat pe loc, dar în câteva luni, deci copilul a început să reacționeze brusc, s-a dus, a luat-o de mână pe mama sa, nu făcuse niciodată asta, după care câteva luni și-a revenit complet. Deci înseamnă că mintea părinților, a bunicilor, este în directă legătură cu mintea copilului. Deci este o interdependență și toate aceste amprente pe care le lasă acțiunile cuiva din neam, din generație în generație, rămân nu numai la nivel mental, ci și la nivel fizic, să înțeleg, pentru că se transmit prin ADN. La nivel energetic. De ce? Familia este un sistem. Evident, fiind un sistem, toate elementele sunt interconectate. În momentul în care ai scos un element din sistem, să zicem, ai alungat pe cineva sau nu recunoști copilul din flori, el este, dar tu nu-l recunoști, vrei să nu mai existe, l-ai scos, tot sistemul va fi afectat. Toți, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin. Da? Și atunci, de asta noi trebuie să avem grijă ca fiecare membru al familiei să fie onorat, să fie recunoscut, să fie integrat în familie, pentru că altfel nu ne va fi bine nici nouă. De multe ori oamenii zic, gata, îl alung, am scăpat de problemă. Din contră, îți creezi probleme. Nu așa se rezolvă problemele, ignorându-le și făcându-te că nu există. Da? Ca și cum ele nu există, ci acceptând realitatea. Asta este realitatea, o acceptăm, mergem mai departe. Da? Asta în ceea ce privește programarea de tipul acesta și de care vorbea, mă rog, pot să vă zic mai multe. Bert Hellinger este interesant, că psihoterapeut și în același timp și misionar
preot, da, creștin, învățător în Africa de Sud. A avut studii de filozofie, teologie și pedagogie și a creat această abordare terapeutică care se practică la ora actuală în mai mult de 35 de țări și este foarte cunoscută și dă rezultate remarcabile. Iar despre secretele de familie vorbea Serge Tisseron, de exemplu în lucrarea Secretele de familie, cum se moștenesc traumele. Și da, vă recomand aceste lucrări dacă doriți să aflați mai multe. Și sunt și cursuri, grupuri, la ora actuală fac parte din așa numitele terapii sistemice de familie și se lucrează cu rezultate foarte bune pe această metodă. O altă cale, spuneam, sau un alt loc de unde mai ne pot veni nouă programe este chiar viața intrauterină. Adică încă de acolo copilul este evident informat cu tot ceea ce simte mama, cu tot ceea ce gândește ea, cu tot ceea ce experimentează. Cumva este influențat de aceste molecule informaționale, cum mai sunt ele numite, cum ar fi chiar și hormonii, substanțe chimice, factori de creștere. Toate acestea sunt impregnate sau sunt modificate în funcție de stările mamei, de ceea ce experimentează ea. De aceea se recomandă în sarcină să fii cât mai relaxată, cât mai, și să trăiești experiențe cât mai frumoase, iar cei din jur să ofere toată iubirea și susținerea pentru viitoarea mămică, pentru că, de fapt, oferă acea iubire și grijă față de viitorul copil și față de viitoarele generații. Deci noi ar trebui să avem o responsabilitate, nu știu, eu aș face program național pentru gravide, în care, deci încă din viața intrauterină să se asigure toate condițiile pentru ca acel copil să aibă un start bun. Da, se vorbește, de exemplu, de galvanoplastia spirituală, mă rog, sunt mulți autori care au abordarea aceasta și vorbește de niște măsuri concrete și descriu procesul și cum se întâmplă acolo în burtica mamei. Și se poate lucra, sigur, în momentul în care ai o traumă intrauterină, poți să lucrezi psihoterapeutic, trebuie, sigur, făcut cu cineva specializat și foarte bine pregătit, pentru că este un lucru foarte sensibil. Sau traumele de la naștere, deci sunt răni foarte profunde și nu merge să le abordăm așa, oricum. Da. Am tradus o carte care s-a întâlnit Da. Avem public și vom discuta și după emisiune și cu publicul. Sigur, și păstrați-vă întrebarea, că chiar vreau să vă răspund și să discutăm după aceea. Pot să vină în uterul mamei, vine o conștiință, un sufletel acolo și se pune. Acest sufletel vine de undeva cu un bagaj informațional? Mi-e greu să intru în subiectul acesta. Da, din ce am citit, da, dar nu pot să spun acum cu siguranță. Adică e ceva ce scapă experienței mele, nu mi-aduc aminte. Probabil că și eu am venit ca și fiecare dintre noi, sigur, dar nu pot să zic că sunt abilitată să vorbesc despre acest subiect. Atunci o să-mi permit să le spun eu telespectatorilor că din punct de vedere al budismului există un continuum mental, deci mintea nu se oprește odată cu părăsirea acestui corp, ci merge ceea ce se cheamă renaștere sau reîntoarcere sau recurență, cum vrem noi să spunem. Iar mintea noastră când pleacă sau noi când plecăm de pe lumea aceasta, nu plecăm cu nimic la nivel material, decât cu toate faptele noastre, fie ele bune, fie rele, care ne influențează, se spune,
cum ne naștem, unde ne naștem, condițiile în care ne naștem. Vedem că sunt copii care se manifestă, poate sunt foarte iubitori, foarte liniștiți în momentul nașterii, sau sunt copii care sunt foarte agitați și foarte răutăcioși. Chiar dacă au aceleași condiții de creștere, chiar dacă au aceleași neam sau arbore genealogic, există aceste diferențe care pot fi vizibile cu ochiul liber în familiile noastre. Dar asta este un alt subiect, este în același trend, dar... Da, e bine să știm așa, pentru a găsi o explicație, însă din punct de vedere practic nu știu ce am putea să facem în sensul acesta, decât să ne resemnăm cu situația, pentru că dacă e să fie acel bagaj informațional cu care vine sufletul, noi nu avem ce să facem aici. Venim cu el, îl luăm așa cum este și ceea ce putem transforma este tot ceea ce ține cumva de experiențele noastre, de partea psihologică, de partea energetică, chiar deci putem intra și mai profund, dar legat de viața noastră de acum. Abordările religioase în general sunt nu numai pentru viața de acum, nu sunt doar pe termen scurt, sunt pe termen scurt, mediu și lung, adică implică și viața viitoare. În creștinism, bineînțeles, este viața de după moarte, ideea de a intra în paradis, atunci trebuie să faci tot ce stă în putere să-ți schimbi, să-ți transformi mintea din tot ceea ce ești negativ sau din păcatele pe care le comiți din cauza factorilor mental destructivi pe care îi ai în minte, în continuumul tău mental, trebuie să lupți și să ai acea renunțare, să transformi acești factori mental negativi în niște factori mental constructivi, pozitivi, astfel încât să-ți asiguri fericirea, liniștea și fericirea pe termen scurt, dar și pentru existența în rai alături de Mântuitorul creștin. Da. Doar că eu aș vedea că mai degrabă oamenii ar fi motivați de aceste perspective pe termen scurt și cei mai mulți, e adevărat că există și oameni care se gândesc într-adevăr și aspiră la alte lucruri, însă cei mai mulți sunt motivați de suferință. Oamenii fac ceea ce fac pentru a-și depăși suferința. Asta îi determină să caute chiar și o cale spirituală, să caute mai mult pentru a-și depăși suferința. Și acum, întorcându-ne un pic la ce determină această programare, trecând mai departe, după perioada intrauterină, în copilărie, sigur, de acolo avem cu certitudine ceea ce știm și le putem identifica chiar, multe programe pe care ni le transmit părinții, în primul rând, dar și profesorii și alții pe parcursul evoluției noastre, dar în principal părinții, încă de când ne naștem, ei ne determină să ne creăm o anumită imagine de sine, adică a ceea ce suntem noi. Exact așa cum sună și titlul emisiunii, sunt ceea ce cred că sunt, eu cred că sunt ceva, pentru că, în primul rând, părinții mi-au zis că sunt așa. Părinții mi-au zis că, vai, ești cel mai frumos și deștept copil și capabil și inteligent și așa mai departe, sau din contră, nu ești în stare de nimic, ești un nesimțit, ești un... Da, și toate etichetele. Și atunci, în funcție de ce i s-a spus, copilul asimilează, pentru că el nu știe cum este, el nu are, de fapt, nicio imagine despre el. Nu are ideea de a avea o imagine, deci copilul se naște pur. Dar părintele cumva e ca și cum îi pune o ștampilă, tu ești ăsta. Și copilul învață, deci este un proces de învățare, învață din experiențe, din felul în care este tratat, că el este într-un fel anume. Din păcate, foarte mulți oameni învață că nu sunt suficient de buni, pentru că mama nu este mulțumită niciodată de mine, că nu merită să fie iubiți,
că și așa mai departe, că nu sunt suficient de inteligenți, nu sunt la fel ca ceilalți copii, pentru că tot timpul există comparația. Aici este o mare greșeală, pentru că unii părinți își imaginează că, dar este doar imaginație, confirm, că în momentul în care noi comparăm copilul cu altcineva, îi dăm un exemplu și va fi și el la fel. E pură imaginație. Nu, din contră, el se va simți devalorizat, comparat cu altul și mai mult, nu este o simplă devalorizare. Copilul percepe asta la o intensitate mult mai mare. De ce? Pentru copil, mama sau tatăl sunt zeii, e Dumnezeu, și are cumva așteptarea ca și el să fie pentru mama același lucru, să fie cel mai cel, să fie cea mai minunată persoană de pe pământ și pe el să-l iubească cel mai mult. În momentul în care mama vine și spune, nu că eu îl apreciez mai mult pe cutare, de s-a prăbușit lumea copilului, s-a prăbușit realmente. Putem să spunem că punctul său central de refugiu, de sprijin, care este mama și implicit tatăl, în momentul în care îl resping, el se trezește singur într-o lume mare și nu reușește să se mobilizeze, să-și găsească resurse, având în vedere vârsta. Da, odată că se poate și simți singur și nesusținut. Dar pe de altă parte se simte și insuficient, ca și cum el trebuie să se străduiască în permanență să fie la nivelul așteptărilor celorlalți. Și că nu este suficient de bun. Și noi mergem cu moștenirea asta toată viața. Nu știu dacă vă analizați, observați că în permanență parcă nu sunteți suficient de buni. Parcă mai trebuie să mai faceți ceva ca să mai fiți și mai buni. Ideea asta de a te perfecționa, care evident că la un anumit nivel este normală, ține de o aspirație a noastră de progres și de evoluție, dar dincolo de acest nivel intră într-un domeniu poate nu chiar patologică, nu e chiar o boală, dar într-un domeniu disfuncțional în care nu ne mai servește nouă, în care ne autosabotăm, nu avem încredere în noi. Tot timpul nu e bine, dar știi, adică nu ne mai putem bucura de reușitele noastre. Aici trebuie să fim foarte atenți cu acest și această așa numită modestie cultivată. Nu mi-asum meritele mele, că trebuie să fiu modest, să nu mă laud. Da, practic e o modalitate de a nu te afirma, de a te minimiza tu pe tine și de a nu te bucura de reușitele tale și de ceea ce ești. De fapt, funcționăm pe principiul ce cred ceilalți despre mine, în loc să funcționăm cum am fi noi fericiți. Exact, ce cred ceilalți despre mine. Pentru că pe parcursul evoluției, cumva acest ce cred ceilalți despre mine și pe măsură ce ne maturizăm, începe să se estompeze. Însă la vârste mici, acest ce cred ceilalți despre mine este predominant. Chiar și la adolescență, la pubertate, mulți întreabă, nu știu dacă ne urmăresc sau aveți copii adolescenți, au tendința asta să întrebe pe colegi, pe prieteni, dar ce părere ai tu despre mine? Nu știu, cred că și noi, mi-aduc aminte când eram în liceu și ne scriam și în oracole, ce părere ai despre mine? Știți întrebarea? Era întrebarea fundamentală, crucială, adică pentru noi era extrem de important. Nimic nu era mai important decât ce cred ceilalți despre părerea. Și mai ales așteptam validare, de fapt, că dacă noi nu vroiam să aflăm de fapt ce cred cu adevărat, noi vroiam să ne valideze, să ne spună numai păreri bune despre noi, dar deși nu neapărat, erau și situații sau sunt și situații în care chiar vrei cu sinceritate să știi ce gândește celălalt, pentru că, de ce? Este perioada în care tu îți formezi personalitatea și imaginea de sine, în care te convingi mai mult de cine ești tu și ai nevoie mai mult să-ți creezi această imagine de sine, cine ești tu. Da? Și atunci evident că, sau asta o faci în mod conștient, pentru că de mic oricum imaginea se formează mai mult, să zic, în anii copilăriei decât în adolescență. Dar atunci o faci cumva în mod conștient, parcă începi și reflectezi asupra acestor lucruri, te gândești la ele, îți pui întrebare, păi, dar cine sunt eu? Da? Ca rampă de pornire către
ce vrei să devii, ce vrei să te faci în viață, dacă tu nu știi cine ești, ce abilități ai, ce resurse, ce calități, pe ce te poți baza, nici nu-ți poți crea un plan așa de viitor. Și mulți au nevoie de asta pentru că le dă siguranță. Da, și aici avem o mare responsabilitate noi și ca profesori, mă gândesc, pentru că iată lucrăm cu adolescenți și cu niște adolescenți mai întârziați, un pic până la, pe la 20 de ani, așa pot fi adolescenți. Și avem o mare responsabilitate pentru a le forma o imagine, aș zice eu, realistă. Nici într-adevăr una negativă în care profesorul are tendința asta de a arăta ce nu funcționează, ce nu merge, și părintele la fel, că el zice că nu, te ajută să-ți depășești problema, ți-o arată cu degetul, uite așa, ca să nu mai fii așa. Odată, sigur, trebuie să avem grijă să-i scoatem în evidență calitățile în primul rând și resursele lui. Dar în același timp, de ce spuneam realistă? Pentru că de multe ori se poate întâmpla să-i dăm un feedback din dorința de a-i construi o imagine de sine cât mai frumoasă, îi dea un feedback nerealist. Și atunci va fi extrem de dureros pentru el, pentru că tot timpul va avea impresia că el este cel mai... că cine este el, și totuși vede că cei din jur nu-l tratează așa și nu înțelege de ce. Deci va fi într-o mare confuzie, de ce ceilalți nu-i recunosc calitățile lui extraordinare. Putem să ne gândim că în interior, în mintea noastră, funcționează acest păcat care este mândria. Și, pe de-o parte, mândria când este foarte puternică, avem impresia că noi suntem deosebiți, sau mândria când este bombardată cu tot felul de atacuri din partea celor din jur, te duce în partea cealaltă, în sens negativ, în care este acea mândrie rănită sau pur și simplu în care te închizi. Păi haideți să vedem ce este acea mândrie prima dată și scoatem, dăm la o parte eticheta de păcat. După ce am dat asta la o parte, putem să vedem ce este cu adevărat mândria. Ce este mândria? Ce este mândria asta? Este cumva un... poate să provină dintr-o nesiguranță de sine. Mă refer la acea mândrie, că poate să aibă mai multe sensuri, mândrie. Poate să aibă și un sens pozitiv, dar eu știu la ce te-ai referit acum, la sensul acela negativ, orgoliul acela, că vrei tu să pari ceea ce nu ești, deci vrei să arăți o anumită imagine de sine mult mai bună decât ceea ce știi tu că ești, pentru a determina o anumită reacție din partea celorlalți. Ce poate să ascundă asta? O frică de a fi inadecvat, o frică de a fi judecat, o teribilă frică de a-ți asuma părțile tale negative, pentru că experiențele tale de până acum ți-au demonstrat că dacă vei face asta, vei suferi cumplit, pentru că ceilalți nu sunt deloc îngăduitori sau te sancționează foarte dur pentru fiecare greșeală, și atunci este cumva ca un mecanism de apărare. Este un mecanism de apărare a cine credem noi că suntem și ceea ce vrem să fim. Da? Și automat ne face să ne simțim mai protejați, această mândrie, pentru că încă nu avem resursele necesare ca să ne confruntăm cu toată această suferință și cu defectele noastre, cu părțile negative. Nu suntem suficient de maturi emoțional. Copilul, de exemplu, copiii sunt mult mai sensibili, de aia trebuie să fim foarte atenți cum le dăm feedback-ul, cum le spune, pentru că ceea ce noi putem să acceptăm ușor, pentru ei poate să fie foarte dureros. De exemplu, mi-aduc aminte de fiul meu, era micuț când am jucat prima dată cărți, așa eram mai mult și cu sora lui, și l-am lăsat să câștige, așa e cu copii, ați văzut, îi lăsăm să câștige, că
Da, mai ales prima dată, să nu se descurajeze. Și după aia am zis, hai să vadă și la modul realist cum mai e să și piardă, să câștige sora lui. Vreau să zic că s-a supărat atât de tare, a rupt cărțile, deci a fost o furie. Da, și evident asta îți semnalează ceva. Este oarecum normal, să zicem, la o anumită vârstă, dar grav este că și la vârste mai mari și la adulți, ei nu pot sta față în față cu un feedback realist sau cu sentimentul că au pierdut unii dintre ei. Și cu cât suntem mai maturi și mai puternici emoțional și mai siguri de cine suntem noi și avem o imagine mai bună despre noi, cu atât putem să stăm ok și cu situația în care am pierdut și să ne asumăm o înfrângere. Nu este greșeala educației? Este bazată pe competitivitate și face să crească această mândrie? Poate să fie și din cauza competitivității, sigur că da, educație, dar foarte multe vin și din spate, și pe linie transgenerațională, și din burta mamei, și toate împreună duc la o anumită configurație care este specifică fiecărui individ, de aceea nici nu putem să comparăm oamenii între ei. Și mândria, trebuie să conștientizăm că mândria este cea care ne îndepărtează de cei din jur. În orice sens i-am dat și atâta timp cât avem o smerenie și o înțelegere și un respect față de ceilalți, atunci cu siguranță vom fi incluși în cercurile tuturor. Orice suferință neasumată ne îndepărtează de ceilalți. Pentru că dacă nu ne asumăm, o să-i punem o mască tot timpul, iar acea mască va fi diformă, va fi urâtă, va fi, nu-mi place să folosesc cuvinte de astea, dar va fi atât de disarmonioasă încât ceilalți nu vor dori să fie în contact cu noi. Pentru că le va produce și lor suferință. Dar în momentul în care noi ne-o asumăm și suntem vulnerabili, spunem, da, uite, știu că am chestia asta, conștientizez, în momentul ăla devii chiar foarte atractiv pentru ceilalți. Brusc, ceilalți simt compasiune, vor să te ajute, vor să fie alături de tine, nu te lasă, dar să vadă din partea ta această sinceritate și smerenie, exact cum ai zis și tu, da, de a-ți asuma cine ești până la urmă și punctele pozitive și cele negative. Da. Eu aș merge un pic acum spre metodele sau ce putem face mai exact pentru a ne influența această programare mentală. Sigur, de unele metode deja am amintit, cele care țin de constelații familiale sau de lucru cu aceste moșteniri și cu partea inconștientă, da, este psihoterapia, dar noi putem lucra și prin metode care țin de educarea sau de reprogramarea ceea ce se numește subconștientul uman, pentru că de acolo ne vin multe din impulsurile noastre. Partea conștientă este o foarte mică parte, așa vârful icebergului care ne condiționează viața. Și există mai multe metode prin care ne putem schimba programarea. Acum nu este necesar să ne schimbăm chiar toată programarea. Putem să ne facem un inventar așa al ariilor vieții noastre și să vedem care sunt acele lucruri care nu funcționează. Iar acele lucruri care funcționează, evident că pentru acelea avem o programare bună care ne ajută, dar pentru acele arii care nu funcționează, programarea noastră este una deficitară, ne autosabotăm singuri prin aceste programe. Și înainte de a vorbi de metode, haideți să vedem cum se manifestă mai exact aceste programe, ca să vedem și ce putem face mai exact. Deci, în primul rând, cum ne putem da seama de aceste programe, este ceea ce spuneam la început, că vom observa că avem anumite gânduri. Asta e cel mai la îndemână mijloc de a ne monitoriza programele, de a ne observa cu ce suntem programați, pentru că ele se exprimă prin gânduri. Da? Toți avem un așa numit dialog interior, un pitic așa
pe creier, mă rog, unii mai avem mai mulți, mai mulți pitici, unii se contrazic, se luptă cu noi, alții sunt mai binevoitori, dar în general mulți avem probleme cu piticul ăla critic, avem un critic așa interior, piticul critic. Chiar putem să râdem de el în NLP sau programarea neurolingvistică. Există chiar metoda asta de a schimba tonul dialogului interior. Adică vocea aia și tu vorbești cu el și așa, dar cum ar fi în loc să ți zică ești un prost, iar ai ieșuat, toată lumea râde de tine și să zic așa foarte serios și tu începi să plângi, tot repetându-ți chestiile astea și la un moment dat să zice, stai mă, piticule, hai să zic, dar pe altă voce. Și să zice așa, sunt un prost, sau ești un prost, iar ai ieșuat, lumea râs de tine. Știi, de cumva pe un ton așa amuzant, astfel încât el nu-ți mai produce emoția. Pentru că ceea ce te programează, de fapt, este emoția. Tu auzind acele cuvinte cu care te torturezi singur, sau piticul te torturează, este un pitic torționar, da? Ele îți provoacă o anumită emoție. Iar emoția te face să acționezi într-un anume fel sau să nu mai acționezi așa cum vroiai. Te blochează, nu mai faci acele lucruri pe care le-ai fi făcut în mod normal. Pentru că îl crezi. Aici este marea noastră greșeală. 1. Credem acele voci. De ce le-am crede? Chiar de ce le credem? Nu ne punem niciodată problema, dar dacă minte, dacă nu e adevărat. O tehnică, de exemplu, pe care eu am aplicat-o în trecut și a funcționat foarte bine, este momentul în care auzi vocea, că tot zici așa, să-i zici minți. Da, așa tare, minți. Păi, deci în momentul ăla ceva se scurt-circuitează. Acum adică, a, da, chiar, și dacă nu e adevărat. Știi, brusc te trezești la realitate. Da, așa e. Sau, odată cu schimbarea tonalității, ce mai poate fi făcut cu acest pitic năzdrăvan? Putem să observăm, de exemplu, cuvintele pe care le spune. Și este foarte interesant, uite, să vă observați. Dacă nu cumva ceea ce multe din cuvintele pe care le spune, pe care le auziți voi în mintea voastră, sunt cuvinte pe care le-au zis părinții voștri sau bunicii sau un profesor, cineva spunea lucrurile acelea, deci nu sunt cuvintele voastre. Le-ați internalizat și voi vorbiți acum cu aceleași expresii uneori și cu același ton al vocii. Se întâmplă uneori să constați, și asta e absolut revelator și iluminator, să-ți dai seama că aia nu e vocea ta. E vocea mamei sau a bunicului sau a nu știu cărui profesor care îți rulează ție în minte pentru că te-a impactat emoțional atât de puternic, ți-a pus o ștampilă încât ea rulează și rulează și rulează în tine. Da? Și în momentul în care tu îți dai seama de lucrul acesta brusc, parcă nu mai poți să-i mai dai crezare. Zici, stai un pic, ce chestia asta? Deci nu eu îmi zic lucrurile astea, deci nu e adevărat. E ceva ce credea mama despre mine sau altcineva. Și îmi tot spunea și îmi repeta. Deci este un program. Deci ai conștientizat că este un program. Este un pas extrem de important să conștientizezi programul. Dar nu este suficient. După ce l-ai conștientizat, trebuie să lucrezi cu el pentru a-l transforma, pentru a te reprograma așa cum dorești tu, exact ca și cum ai fi un computer și ai identificat un virus, chiar se numesc virus mental. Sunt virus și acești virus, să știți că de multe ori sunt și colectivi, ne vin din inconștientul colectiv, sunt virus colectivi. Da? Avem mulți virus, se pare, în jur, nici măcar nu ne dăm seama. Și unii sunt mult mai periculoși decât alții pe care ne imaginăm noi ca fi periculoși, pentru că ne impactează și ne schimbă toată viața. Ne dă cu sus în jos. Și dacă nu reușim și nu suntem conștienți să identificăm la timp și să-i anihilăm, vor face ce doresc ei din viața noastră, nu ce dorim noi. Iar metodele prin care putem să ne reprogramăm, multe dintre ele țin de această așa numită orientare în psihologie, programarea neurolingvistică sau NLP-ul, NLP-ul, mă rog, există
diverse denumiri sub care îl cunosc oamenii. Și acolo, bine, poți să găsești un specialist care să te ghideze sau poți să înveți tu însuți aceste metode și să le practici. Una din aceste metode este metoda ancorelor, deci îți creezi o ancoră, un obiect, o ancoră vizuală, de obicei, sau kinestezică, o anumită senzație asociată cu o anumită emoție pe care o ancorezi tu acolo. Și știi, de exemplu, când îți răsucești inelul, automat vei căpăta o stare de încredere. Pentru că ai exersat-o de atât de multe ori răsucindu-ți inelul, încât răsucirea inelului va fi un stimul pentru tine. E foarte interesant, sunt studii care au arătat că foarte mulți din cei mai de succes oameni ai lumii au ancore. Au ancore, ancore comportamentale, ancore pe care le folosesc, ei fac ceva ca să fie în starea aceea, pentru că dacă nu ești într-o stare foarte bună, pur și simplu te autosabotezi și n-ai cum să ai succes. Nimeni, dacă nu face nimic, nu are cum să aibă succes, pentru că este atât de prins în condiționările astea colective care te trag în jos, încât nu ai cum, decât cei care luptă, care lucrează cu ei conștient și care fac ceva în sensul acesta, vor reuși. Deci să ne fie clar, dacă așteptăm și doar, nu știu, sperăm așa că lucrurile se vor îmbunătăți de la sine, nu se va întâmpla asta. Da? Deci trebuie lucrat și trebuie exersat foarte mult. Se creează o legătura aceasta între neuroni, da, între doi neuroni, de exemplu, conexiunea neuronală se lărgește cu atât mai mult cu cât exersăm mai mult un obicei, un comportament. Și atunci, pe măsură ce și conexiunea neuronală va fi mai mare, și ușurința cu care vom face acel lucru va fi mai mare. Adică vom reuși mult mai repede, mai ușor, fără să ne concentrăm, ne va veni de-abia atunci de la sine să facem acel lucru. Da? Deci de asta este foarte important să repetăm acele lucruri, să cultivăm. Există chiar și în budism termenul ăsta de a cultiva, sau în taoism mai degrabă, de a cultiva, de a planta semințe, da? Și de a cultiva. Adică exact cum... Obiceiuri bune. Da, ca și cum te îngrijești de o plantă, ca să crească, o hrănești cu atenția ta, deci îți trebuie atenție focalizată zilnic la lucrul acela, pentru că dacă nu îi acorzi atenție, planta se usucă, da, și moare. Mai poți lucra cu afirmațiile, practic să-ți reprogramezi gândirea, piticul acela îl înveți ce să spună. Știți? Adică îl înveți un alt rol. Să zice, nu mai zic chestia asta, uite, de acum încolo zici chestia asta. Ceva care să te ajute, deci dintr-o perspectivă pur pragmatică. Până la urmă, ce-mi folosește, ce-mi este util și ce nu-mi este util? Nu-mi folosește să-mi zică chestia asta piticul? Nu-mi folosește. Bun, la revedere. Da? Zici altceva. De azi încolo, nu tu mă conduci pe mine, eu te conduc pe tine. Da? Și este foarte... Nici nu vă imaginați cât de multă suferință este datorată acestui pitic vorbitor. Acum, cum facem noi distinția dacă este un pitic rău și care este piticul cel bun? Păi foarte simplu, mă gândesc, îmi produce suferință, e piticul rău. Nu îmi produce suferință, e piticul bun. Putem ce să extindem mai? Și pentru cei din jur? Dacă nu cumva piticul nostru creează suferință celor din jur? Da, pentru că piticul nostru nu ne vorbește doar noi, el vorbește și celorlalți. El vrea să se facă, să se exprime, știți, și se exprimă. De aceea noi când stăm de vorbă cu un om și ne jignește și așa, să știți că piticul lui ne jignește, nu el, piticii lui. Da, pe asta se întâmplă. Noi nu suntem conștienți de lucrurile acestea. Deci noi ar trebui să fim pe fază, să vedem care piticuț vrea să iasă din mintea noastră și dacă e la bun, să-l lăsăm.
Mm-hmm. Nu? Și dacă e cel negativ, să-l oprim și să încercăm să-l schimbăm cu cel pozitiv, să generăm acele obiceiuri bune prin care să ne transformăm pe noi, să ne dezvoltăm sau să ne revelăm spiritual. Exact cum ai zis și tu, să fim conștienți și de consecințele asupra celorlalți, pentru că în momentul în care lăsăm piticul așa să-și facă de cap, vom produce și mare suferință în jur, ceea ce ni se va întoarce iarăși împotriva noastră. Și, practic, piticul celuilalt sau piticul meu va reacționa la ceea ce spune piticul, deci va fi o luptă între cei doi pitici, ca să fie clar. Noi, și să știți, este foarte adevărat și în cuplu, e fascinant să observi asta, cum, de fapt, femeia din umbră și cu bărbatul din umbră conduc toată relația, de multe ori. Deci nu femeia și bărbatul luminoși, conștienți, că toți avem și o femeie în umbră, sau ca femeie avem și un bărbat în umbră, partea noastră masculină, animusul, ca femeie, ca bărbat, bărbații au o femeie în umbră, și cum aceste două personaje din umbră, de fapt, fac relația. E interesant, ca să nu zic mai mult. Chiar gândindu-mă la ceea ce a spus cu piticuții în școlile spirituale, se vorbește despre trei piticuți principali negativi pe care îi avem. Unul este focusat pe atașamente, unul pe aversiune și unul este cel care nu prea-i pasă, stă așa pe lenevire, pe nepăsare, pe uitare, pe... Deci, uite, inclusiv să fie în această stare de introspecție ca să-i prindă pe piticuții negativi. Deci este unul, ăștia toți trei cam își dau mâna de la mână și ne schimbă nouă viața într-un sens negativ, ne umplu toți trei cu suferință și din păcate. Deci lupta împotriva acestor trei piticuți este atenția sau vigilența și introspecția. Da. Să prindem acele gânduri sub forma piticuților. Da, să-i observăm. Să observăm. Dar să-i și educăm. Deci îi trebuie educați, da? Ce să spună? Prin vizualizare, iarăși, de ce spun? Subconștientul nu reacționează la aceleași metode la care reacționează conștientul. Nu are aceeași trasee neuronale. Da? Și evident că cu el trebuie să lucrăm altfel decât lucrăm cu conștientul. Cel mai mult reacționează subconștientul la imagini, la imagini vizuale. De asta se lucrează, de exemplu, în meditații sau în imageria ghidată, da? Cu diverse imagini sugerate pe care noi ni le imaginăm și care ele creează o anumită stare. În NLP se adaugă acestor imagini vizuale care sunt predominante, pentru că noi și suntem vizuale, adică ne luăm informațiile într-o foarte mare măsură pe cale vizuală, dar se adaugă și altele, cum ar fi cele auditive sau kinestezice, adică adăugăm și anumite sunete, voci, ceea ce auzim sau ceea ce simțim ca stare, ca senzații în corp. Și împreună formează un tablou mult mai complet, sau chiar și olfactivul, care ține tot de kinestezic în NLP. Deci mirosurile, senzațiile pe piele, senzațiile în corp, toate acestea pot fi programate, da? Și știm sigur că atunci când vom acționa asupra lor, acționăm asupra subconștientului nostru. Da? Adică nu neapărat numai asupra minții conștiente, pentru că iată, n-am amintit, cred că asta trebuia să fie primul lucru cu care trebuia să încep, că mintea este de trei feluri, sau poate fi împărțită în trei părți, mintea conștientă, subconștientă și inconștientă. Da? Sau poate asta oricum deja știu cei care ne urmăresc. Și sigur că fiecărei bucățele de minte ne adresăm în modul ei specific, în limbajul pe care ea îl cunoaște. Interesant, pentru da, există tot la nivel mai profund tot o abordare legată de aceste niveluri ale minții. Și putem să spunem că informația din mediul exterior vine prin simțuri, într-adevăr, prin cele cinci conștiințe ale simțurilor, și o percepe un nivel de conștiință,
putem să spunem, de bază sau natural și firesc, fără să proceseze informația. Deci percepem informația pentru ca mai apoi să o transmitem către piticuții aia care sunt la un nivel mai undeva mai jos decât acest lucru și care conceptualizează. Cam asta este ideea în filosofia budistă și psihologia budistă, putem să spunem. Deci acești piticuți se află la un nivel de conștiință al șaptelea sau nivelul kleșa și noi avem posibilitatea ca de la un nivel mai subtil de conștiință să iasă greierașul Jimini sau o luminiță acolo de la capătul tunelului care ține de înțelepciunea noastră primordială și care să-i observe și să le dea voie să se manifeste acelor piticuți care sunt în acord cu învățăturile, care sunt în acord cu a genera lucruri constructive, pozitive pentru noi și pentru cei din jur. Deci cam așa este metodologia și viziunea de ansamblu în această filosofie. Cu un singur lucru, eu nu văd așa, cum că aceste senzații, percepții ale noastre, senzații pe care le, sau informații pe care le obținem prin simțuri, nu se adresează piticuților, ci structurilor noastre conștiente, care le, deci mai întâi se formează reprezentările. Conștiințelor mentale, care sunt conștiinței mentale, da? Piticuții sunt altceva, sunt niște forme predefinite, există de sine stătător. Am zis să-i preluăm și din mediu sau îi moștenim. E altceva, nu sunt influențați de informațiile pe care noi le obținem din mediu. Ei sunt acolo. Sunt acolo și îi răspund, îi reacționează. Reacționează, dacă le trebuie și lor un stimul. Dar informația nu se duce propriu-zis la ei, ci în structurile noastre mentale de conștiință. Da, la nivel de conștiință care percepe lucrurile. Deci este un nivel care nu judecă. Percepe lucrurile așa cum sunt ele, natura realității, în conjunctura universului și unde ne aflăm noi acum, în momentul acesta. Dar, într-adevăr, această informație este preluată și distorsionată de către acești piticuți. Da. În funcție de experiențele pe care le-am avut noi în trecut, bineînțeles că piticuțul meu, poate pe aversiune, este atât, și altcuiva care n-a fost, nu știu, abuzat în copilărie, are un piticuț și el mic acolo. Și poate să țipe cineva la el că piticuțul lui nu-l audă nimeni. Sau e mai prietenos, poate. Sau poate să-l controleze mai bine, nu? Da, exact, că el poate să aibă o mare forță. Mi-a plăcut expresia unei prietene de-a mea, Andreea Mihaela Stan, a scris o carte de inteligență emoțională. Emoțiile mele sunt superputerile mele și acolo spunea foarte interesant că emoțiile pot să-ți dea putere sau să-ți ia putere, deci au putere. Ele au putere. Deci acest pitic poate să fie foarte puternic atunci când este hrănit de o emoție puternică. Deci dacă tu ai avut o traumă care ți-a creat o frică intensă, deci cu cât emoția care stă la baza acelui pitic, să spunem, este mai intensă, cu atât este mai greu de controlat. Ea te controlează pe tine, are putere asupra ta și nu tu asupra ei. Da? Ne identificăm. Da, ajungem chiar să ne identificăm, să ne pierdem partea noastră de conștiință, de observator și să ne trăiască acea emoție pe noi. Să fim duși, cum să zic, că mai vezi pe câte unul care e foarte prins într-o poveste din asta, într-un scenariu, și zici că e dus cu pluta, chiar simți că parcă e dus undeva, parcă nu este aici, e dus undeva în povestea lui, e prins așa și nu pare aici, din realitatea asta. Realmente chiar se poate întâmpla asta, să nu mai ai contact cu realitatea, să fii foarte prins în povestea ta și să interpretezi după aceea realitatea prin filtrul poveștii și să ți se pară că toți oamenii îți vor răul pentru că cineva ți-a făcut un rău în trecut și așa mai departe. Deci ca soluție, ca să nu mai dăm atât de multă energie să alimentăm acești pitici uriași din interiorul nostru, ar trebui să schimbăm poate mediul, nu? Da, și mediul, cum să nu? Și mediul are importanță, dar este cel mai puțin la îndemână lucru să schimbăm mediul.
mai avem repede. Acea forță? Păi, da, ar trebui să găsim undeva, să ne ducem în altă parte, să plecăm de acasă. Să ne... Există un piticuț tot așa de mare care se agață de lucruri, nu? Și nu vrea să renunțe, chiar dacă acele lucruri îi provoacă suferință. Da, sau poate trebuie mai întâi să slăbim ceva în interiorul nostru, legătura care ne ține, legătura cu locurile acestea, să slăbim un pic, după care vom putea să plecăm. Sau da, poate că vom avea tăria la un moment dat să tăiem firul și plecăm și s-a terminat povestea, dar dacă noi ne-am rezolvat și în interior, vom duce povestea noastră și în locul unde ne vom muta, nu știu, în altă țară, sau povestea ne va urmări și piticul ne va urmări și acolo. Eu cred că de asta ne dau concedii de la joburi, nu? Să ne ajutăm să ne liniștim piticuții, după care să venim să muncim mai cu spor. Zic? Nu știu. Da. Este foarte interesant cum acești pitici sunt și colectivi. Adică noi suntem foarte mult influențați și de cultura populației în care ne-am născut. Tot ceea ce ni s-a spus, mentalitățile, convingerile, modelele de comportament, ce este valorizat, ce e apreciat, ce nu este apreciat. Am fost învățați cumva să ne comportăm într-un anumit fel și asta, și asta este o mare parte din programarea noastră. Și chiar aș vrea acum să dezbatem și acest subiect, pentru că avem și o programare colectivă. Și iată, am ajuns și la acest punct al dezbaterii, programarea colectivă, care este învățată. Noi o preluăm prin așa numitul proces de socializare. Copilul, de când se naște, învață diverse lucruri. Cum să se comporte, învață să vorbească, deci limbajul, și acesta este un element al culturii. Învață ce este bine și ce este rău, pentru ce lucruri este apreciat și pentru care lucruri este pedepsit. Deci ce ar trebui să facă. Învață semnificații ale lucrurilor. Ce înseamnă dacă văd o lumină aprinsă sau ce înseamnă, da, sau simbolurile, ce simbolizează o cruce, ce simbolizează. Deci toate lucrurile acestea, gesturile pe care le facem, ce înseamnă așa, ce înseamnă mimica feței. Deci el învață prin procesul de socializare și practic el preia din societate acele elemente culturale care sunt specifice populației în care el s-a născut, poporului și timpului în care el s-a născut. Că dacă ne-am fi născut acum 100, 200-500 de ani, am fi avut altă programare mentală. Deci trebuie să fim foarte conștienți că nu suntem chiar de capul nostru, suntem poate mai mult decât ne imaginăm sau mai mult decât am vrea, condiționați de aceste programe colective, de cultura colectivă, de aceste lucruri de care nu știu cât de conștienți suntem, chiar și unele alegeri pe care noi le facem și spunem că așa am vrut eu, că e preferința mea, nu știm, să zicem, de ce m-am îmbrăcat așa, așa am vrut. Nu, poate că așa este moda, dar nu-mi dau seama, sau ceva, oricum, ceva ce am preluat din colectiv, chiar și cele mai mărunte lucruri, felul în care te exprimi. Există tot felul de condiționări culturale, religioase, deci religia iarăși ne formează un anumit mod de a vedea lumea și viața, și condiționări științifice chiar. Așa cum există dogme religioase, există și dogme științifice, lucruri care se știu, anumite cunoștințe, și astea fac parte din cultura unei populații. În ziua de azi ele s-au universalizat așa foarte mult, toți știm cam aceleași lucruri, da, sau le aflăm de la alții, le preluăm, sunt și împrumuturi culturale, dar ceea ce se știe, ceea ce inclusiv adevărurile medicale, științifice, sunt producții și creații culturale și sunt specifice unei societăți și unui anumit timp istoric. Da? Acum 100 de ani, 500 de ani, nu se știau lucrurile acestea și evident că peste încă 500 de ani urmașii noștri o să râdă de noi, să zic, uite, bă, și pe ăștia ce fac acum, așa cum și noi râdem de nu știu, lucruri pe care le făceau alții în vechime, pentru că ăsta era nivelul cunoașterii lor în ceea ce privește corpul uman și boala și tot felul de alte lucruri. Da? Și, deci trebuie să fim conștienți și de lucrurile acestea, mai ales în ceea ce privește știința.
Noi știm că știința oricum evoluează și mai întâi apare o teorie, cel puțin în psihologie așa este, apare o teorie, după care apare o altă teorie care o contrazice pe prima, după care apare o a treia care le împacă pe cele două. Și în filozofie sunt foarte des astfel de situații. Da? De aceea trebuie să totuși să privim așa, cam cu rezervă, cam orice, cu o oarecare rezervă, pentru că nu se știe ce va mai fi descoperit într-un an, în doi, în zece, care deja trăim acum chiar în realitatea curentă, lucruri de care eram siguri până acum o lună, până acum un an, până acum, plus că nu mai suntem siguri. Iată, știm altceva, alte lucruri, alte descoperiri, altceva. Da? Și evident că omul are cum să cunoască totul. Și omul este supus greșelii. Da? Și atunci noi suntem foarte condiționați. Ia să ne investigăm un pic ceea ce știm despre lume. Suntem atât de siguri că aceasta este realitatea, pentru că așa ni s-a spus, încât noi nu ne dăm seama că nu e de la noi și că asta este o chestiune relativă care oricând se poate schimba. Sigur, sunt și lucruri absolute. Sunt lucruri care nu se schimbă, de exemplu, valorile universale, binele, adevărul, frumosul. Sunt valabile în toate societățile, de pe orice colț al globului și din orice timp. Dar sunt unele care, iată, dacă te duci în altă țară sau pe alt continent sau la papuașii din Noua Guinee, ei nu... Deci lucrurile sunt foarte diferite. Da? Și e bine să conștientizăm lucrurile acestea și cât de mult suntem noi programați de aceste convingeri colective, idei, stereotipuri de gândire, poate, chiar și feluri de a simți, de a reacționa. Și putem să trecem acum un pic spre ideea asta de, dacă am vorbit de programare și reprogramare, putem să trecem spre ideea de deprogramare. Adică, în ce măsură, iată ceea ce vorbesc înțelepții, dar în ce măsură putem să ne detașăm de toate aceste construcții colective? Pentru că în ele stă și foarte multă suferință și ceea ce ne îngrădește libertatea. E adevărat că ne dau siguranță. De asta sunt și utile. Noi nu putem să ne imaginăm viața fără ele. Adică, cum adică să nu ai un limbaj, de exemplu, o limbă specifică fiecare țări sau niște modele de comportament, cum e bine, cum nu e bine, sau obiceiuri, tradiții, obișnuințe, mentalități, deci noi roluri sociale. Toate creațiile societății sunt absolut indispensabile, creațiile culturale, și ele ne oferă siguranța. Ne dau sentimentul de securitate, dar în același timp, ca orice lucru care ne oferă siguranță, la un anumit nivel ne îngrădește și libertatea de a trece la următorul nivel. Ceea ce ne ajută pentru a ajunge la un anumit nivel ne împiedică să trecem la următorul nivel. Da? Și tot timpul, și mai ales în ziua de azi, noi trăim foarte des tensiunea aceasta între siguranță și libertate. Pentru că trebuie să existe un echilibru între ele. Nu putem avea nici siguranța absolută, dar nici libertatea absolută în detrimentul siguranței. Dar, vedeți, este o artă, cumva, să știi să le menții în echilibru. Să ai și siguranța și lucrurile acestea moștenite prin tradiție, dar în același timp să ai și libertatea de a crește. Pentru că dacă nu ai libertate, deci în libertate este posibilitatea ta de a crește, de a evolua. Altfel vei fi tot timpul ca în sânul familiei, mama, tata te protejează, ești în siguranță, stai aici, ai siguranță, e foarte bine. Dar nu poți să crești. Deci adolescentul ce face? Primul lucru, pentru a se maturiza, zboară din cuib, simte nevoia să plece, să... chiar contestă autoritatea părinților care i-a oferit siguranță, pentru că el are nevoie să crească, are nevoie să evolueze, să se maturizeze. Da? Și atunci, bine, putem să intrăm, sunt multe aspecte ale discuției. Suntem constrânși de cei care dețin puterea
Cred că suntem mai degrabă constrânși de propriile noastre programe mentale care vor să fie ca și cum noi vrem cumva să fim conduși, avem nevoie ca cineva să ne conducă. Cumva noi dăm putere acestor structuri și acestor lucruri. Vine din interiorul nostru, dar și nu numai la nivel individual, dar și la nivel colectiv, de moștenirile noastre. Și da, cred că schimbarea, nu știu, e tot sintagma asta, schimbarea vine din interior, schimbarea vine din interior, pe de-o parte, dar și prin acțiune exterioară. Adică dacă doar te schimbi în interior, dar tu la exterior faci aceleași lucruri, practic nu se va schimba nimic cu adevărat. Da, este vorba de acțiunile noastre din viața de zi cu zi, din fiecare clipă pe care le facem și energia din care facem acele lucruri. Putem să mergem și mai adânc cu programarea asta, de exemplu, de la Adam și Eva. Da, atunci a fost, odată ce Eva a mâncat din mărul cunoștinței binelui și răului, a fost prima programare de a ști ce este bine și ceea ce este rău. Raportarea la criteriu bine-rău, care este tot o condiționare, tot un program, dar este un program al umanității. Da? Atunci brusc ei s-au simțit rușinați, deci asta a fost următorul lucru pe care l-au făcut după ce au mâncat din măr, s-au simțit rușinați că erau goi și s-au acoperit. Și asta este tot o programare colectivă, o programare mentală, de a asocia goliciunea cu ceva rușinos, deci să ai sentimente de rușine și de inadecvare, ca și cum nu este potrivit să apar gol, ești inadecvat, nu ești ok să fii așa. Este tot așa o construcție, dar e foarte profundă la nivelul umanității. Da, deși sunt și triburi, iată, care, așa numitele triburi primitive, dar care au o minte mult mai inocentă, că iată, vorbim de mintea inocentă, în sensul că, ați văzut, fie au câte o frunză sau poate să n-aibă nici nimic. De exemplu, noi dacă vedem o femeie cu sânii goi, imediat au luat, pentru că noi avem o anumită semnificație a trupului dezgolit. La ei nu au această semnificație, la ei toate femeile umblă așa și nu înseamnă nimic. Deci, iarăși este vorba de semnificația pe care noi o dăm trupului, goliciunii. Vreau să vă spun o poveste foarte frumoasă. Chiar nu vreau să se termine emisiunea înainte să zic această poveste. Un călugăr și un grup de copii mergeau pe drum. Și la un moment dat călugărul rămâne în urmă cu o treabă, se zice, noi bănim cu ce treabă, probabil avea și el o treabă mică în tufiș, că da, și călugării fac lucrul acesta, da, și nu este nimic rușinos și a rămas și el în urmă. Și copiii, mergând, au întâlnit o prostituată. Și prostituata le-a zis, dacă îmi dați bani, fac ce vreți voi. Și ei i-au dat bani, au fost foarte bucuroși, așa, curioși, știți, ca copii. Și au zis că vor să o vadă să se dezbrace, să o vadă dezbrăcată. Ea s-a dezbrăcat și ei se uitau curioși, râdeau, se bucurau, wow, au văzut o femeie dezbrăcată. Între timp călugărul vine, îi ajunge din urmă și vede scena și imediat, vai, îmbracă-te, vai, copii, ce ați făcut? Este un păcat. Veți ajunge să ardeți în flăcările iadului și tu, prostituată, la fel. Dar, în primul rând, copiilor le-a zis că nu este deloc bine ceea ce au făcut. Și se spune mai departe în poveste că atunci copiii și-au pierdut inocența. Deci, până atunci, nu. Inocența ți-o pierzi în momentul în care raportezi un lucru la criteriu bine-rău. Îl judeci, cum se zice, îl judeci cu mintea, e bine, e rău. Copiii aceia nu aveau noțiune, pentru ei nu era nici bine, nici rău, ei trăiau momentul. Doar vedeau, până la urmă n-au făcut nimic, observau, contemplau
un trup gol, noi asociem cumva nuditatea cu ceva rușinos. Și mai este o chestiune pentru care noi nu acceptăm nuditatea, pentru că o asociem cu sexualitatea. În mod inocent, trupul uman, când privești un trup uman, n-ar trebui în mod inerent să te gândești la ceva sexual. Nu? De exemplu, uite, cum privești un animal. Nimeni nu are cumva percepția asta că, uite, căprioara asta este goală, e în pielea goală, știi? Sau ceva de genul ăsta, sau ursul ăsta e în pielea goală, e despre... Nici măcar nu ne punem problema, da? Pentru că nu avem ideea asta de care este culturală și este creată. Este creată de om și, din păcate, ne produce foarte mari frustrări și reprimări și tensiuni și frici și rușine și vinovăție. Da, că am văzut că... De-aia foarte ușor ne este să ne arătăm în fața unui copil mic, foarte mic, chiar și dezbrăcați, pentru că știu, el, zice, el nu știe, oricum, nu ce știe el. Nu? Și parcă prin rezonanță nici noi nu ne mai rușinăm. Da, și... cumva că pornisem noi de la ideea aceasta că Iisus spunea, dacă vreți să intrați în împărăția cerurilor, va trebui să fiți ca și copiii. Adică să aveți mintea aceasta inocentă. Până la urmă, sexualitatea nu este nici bună, nici rea, nici pur, nici impur. Avem și ritmuri aici de tobă, că tot mă gândesc la populațiile alea primitive. Ei trăiesc mult mai natural toate lucrurile acestea. Foarte natural. Și cumva societatea ne-a cam pervertit așa pe noi. Sper că nu se aude pe film. Și dacă se aude, să știți că avem niște zgomote așa de tobă. Este sunetul în care se alungă spiritele rele, așa, așa de final. Toți piticuții de pe creier și din exterior să dispară. Că și asta e o metodă prin sunete, cu boluri tibetane, cu că de asta se bate toaca ca să fugă piticii. Da. Deci, pentru final, pe sunetul de protecție împotriva atacurilor tenebroase, când o suntem la început de primăvară, sper să vină și primăvara cu flori, cu soare și așa mai departe. Dragii noștri telespectatori, fiți atenți la gândurile dumneavoastră, fiți atenți la emoțiile dumneavoastră, fiți atenți la senzațiile dumneavoastră, încercați să nu vă identificați cu piticuții care sunt negativi și care creează cauzele suferințelor voastre și ale celor din jur. Și tehnici și metode avem acum, aveți de lucru, alegeți ce credeți că vi se potrivește și mult succes și Doamne ajută! Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu pentru invitație și mult succes tuturor!